Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România Via Cluj. Începem să simțim atmosfera festivalului de film aici în Cluj-Napoca. Probabil când am spus asta toată lumea s-a gândit la TIF, dar până să aflăm ce surprize ne rezervă TIF-ul din acest an, avem pe listă un alt eveniment de tradiție, Longeviv. Care va avea loc chiar în acest weekend, bineînțeles, aici, în cinematografele Clujene. Este vorba de Cluj Shorts, un festival care aduce în fața publicului cele mai bune scurtmetraje internaționale și care ajunge în acest an la cea de-a 11-a ediție. Pentru a afla mai multe informații din culisele festivalului, l-am invitat aici, în studioul Via Cluj TV, pe directorul festivalului, practic omul care e în spatele a tot ceea ce înseamnă brandul Cluj Shorts. Rai Stoica, bine ai revenit pe la noi. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos de introducere, dar trebuie să știi că pe lângă mine mai sunt o grămadă de oameni. Avem o echipă extraordinară care face ca Cluj-Jorțul să se întâmple în fiecare an și fără de care nu s-ar întâmpla în fiecare an. Păi cum e, nu i-am laudat eu ca să poți la i lauzi tu da, și ca să se simtă... Uh, Într-adevăr apreciați și validați, felicitări pentru toată uh, echipa și pentru tot proiectul care iată ajunge la cea de 11 ediție Am zis longeviv, anul trecut a fost uh, ediția aniversară, nu că anul ăsta n-ar fi aniversară, da, da, da. dar uh, s-au împlinit 10 ani de Cluj Shorts uh, Surpriza au fost anul trecut, ce avem anul ăsta diferit față de toți acești ani? Uh, spre deosebire de ceilalți ani, uh, ne întoarcem la una dintre variantele inițiale ale Cluj-Horțului și anume uh, durata festivalului uh, va fi de 3 zile anul acesta. Nu are rost să intru în detalii, dar uh, se știe perioada de pandemie prin care am trecut, se știu problemele financiare pe care le întâmpină cam toți, uh, hai să-i denumesc generic sponsorii. Uh, ceea ce face ca și festivalul, care depinde în mare măsură de astfel de, mă rog, ajutor, de un astfel de ajutor, să trebuiască să-l micșorăm un pic. Dar asta nu înseamnă că uh, ceea ce uh, vom prezenta nu va fi mai la, la cel puțin la fel de percutant ca și anii trecut, Ba mai mult, dacă ne referim la filme, tocmai pentru că l-am micșorat și tocmai pentru că am acceptat în selecția oficială, mai puține filme decât în anii trecuți, asta face ca filmele prezentate să aibă o calitate mult mai bună, mult mai mare. Și asta o să observe publicul care va intra în sala de la Cinema Victoria. În mai țin minte dacă voi în pandemia ați oprit cu totul sau a fost ceva nu, online? Nu, nu, organizat? nu am oprit. A fost online. A nu fost am online. ținut uh, festivalul online. Nu am prezentat filmele online. Nu cred că un festival de film care își <laughs> dorește să prezinte filmele în cinematograf merită să tră... Cred că sunt suficiente platforme de streaming și uh, locuri de unde poți, unde poți viziona filme online. Carat. Și atunci l-am ținut, am dat premiile, juriul și-a făcut treaba, dar am ținut filmele respective care au fost în cele două ediții de pandemie și le-am prezentat, așa cum aminteai la începutul emisiunii, ediția trecută, ediția aniversară de 10 ani, când eram 10 zile în 3 cinematografe. Deci, am avut sute de filme. De asta ziceam că poate a fost durata un pic mai mare, pentru că a fost un număr mult mai mare de uh, filme care trebuiau prezentate. Da, Și da. ca particularitate, surpriză, anul trecut publicul a ales cel mai bun film din 10 ani de Cluj a așa fost azi, un fel da. de uh, Cupa Cupa Campionelor lor, sau yeah. Cupa Cupelor. Cupa să zicem cupelor. Uh, anul acesta avem ceva de genul ăsta, tot așa un uh, concurs pentru public sau pe care îl decide publicul? Da, bineînțeles. De continuare? fiecare dată avem, în fie, la fiecare ediție, există vot, votul publicului. Cei care vor păși pragul Cinema Victoria și vor intra la filmele pe care noi le prezentăm, vor primi de la Voluntarii Clușorți un formular pe care vor putea vota cel mai bun film din calupul de filme pe care îl vizionează. Și bineînțeles, pe urmă după niște calcule complexe în Excel pe care nu le cunosc pentru că nu le fac eu și oricum nici nu m-ar duce Aici capul. Laudă să laudă pentru fac echipă, nu? Laudă pentru echipă. Așa se va hotărî procentual într un anume fel cine care dintre firme va lua votul publicului, va fi votul presei. Va fi ca și în ceilalți ani, juriu, cel mai bun actor Uh, și bineînțeles Cluj, uh, Cluj Short Trophy. Dar sunt multe, multe premii. Noi acordăm multe premii pentru că fiecare film vine cu ceva special, ceva care îl ridică deasupra altora și, și pentru care merită să ia un premiu. Dar s-a întâmplat vreodată că ca publicul, hai să nu bag presa, că poate uh, și jurul ăsta leagă același film. Știi că am trecut da, da, la da, TIFF, a fost da. primul an în 20 și de ani în care da, publicul la, la cluj s-a întâmplat între presă și uh, juriu. Și juriu. Da, 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 deci din punctul ăsta de vedere sunt. da, e ok, asta dovedește că filmul chiar merită suma de uh, laude <laughs> uh, în momentul respectiv. Și că presa evaluează bine filmul, nu? Da, sau are gusturi bune. Are gusturi bune. Bun, hai să vedem când uh, începem vineri, 26 mai, la Cinema Victoria, ne spuneai ce va fi în deschiderea festivalului. Uh, am împărțit un pic lucrurile. De obicei, la <coughs> Cinema Victoria, noi vom uh, proiecta filmele și vă, vor fi o serie de proiecții la orele care pe care oamenii le pot uh, consulta pe site sau pe site-ul sau pe Facebook-ul nostru. Dar activitățile conexe, dacă îmi permit să le spun așa în general, le vom desfășura la casino, în Parcul Central. Iar deschiderea oficială va fi la casino, în Parcul Central, de la ora 18. Acolo, pe lângă faptul că deschidem festivalul, anul acesta vom prezenta o carte. O carte mai specială pentru că este o carte. Uh, Scrisă de către soția mea, și uh, se, uh, este dedicată, să spun așa, pacientel pacientelor uh, cu cancer de sân. Uh, dar, bineînțeles, că pe lângă lansarea acestei cărți, care se va uh, distribui gratuit, Adică nu trebuie să o cumpere nimeni. O care vin la casino vineri, da, o vorbim, 18. Da, așa. Vom avea și câteva surprize. Niște imagini extraordinare aduse de, la cei, de, de cei de la Oameni Buni, de la Asociația Oameni Buni. Pentru că tot vorbim de cancer de sân, de mastectomie. Știm că rămân niște cicatrici. Și cei de la Oameni Buni s-au gândit să facă niște tatuaje... Pe aceste cicatrici, și noi o să uh, prezentăm împreună cu ei uh, câteva imagini uh, destul de. nici nu știu cum să le caracterizez: șocante, interesante, uh, surprinzătoare. Urma să zic foarte frumos proiectul. Uh, sigur că, probabil, este șocant pentru toată lumea care interacționează cu tot ceea ce mm -hmm. presupune, până la urmă, uh, această. Mare problemă care apare frecvent. Mă bucur, în schimb, că există astfel de inițiative. Când ai spus de carte, felicitări, mai ales pe personale, pe, uh -huh. pe calea asta. Mă gândeam la uh, echipa de basket UBT Cluj-Napoca, care a avut, tot așa, o campanie de 2 ani de rulează pentru cancerul la sân. Și da, poate avem așa o comunitate o comunitate da. în Cluj-Napoca care încearcă să oamenii discute frecvent. Să, oamenii trebuie să înțeleagă că deja există diferite tehnici în majoritatea cazurilor, cancerul de sân este tratabil. Soția mea, fiind medic de reabilitare medicală, pentru că în România nu există un program foarte clar de reabilitare medicală pentru pacienții cu cancerul de sân, și ea trecând printr-o astfel, printr astfel de situație, a putut, din perspectiva pacientului, pe de o parte, pe de altă parte, din perspectiva medicului de reabilitare, să facă un program care în această cărțulie se va, se va regăsi pas cu pas cu imagini foarte pe înțelesul pacientului în așa fel încât recuperarea post-chimio-radio-mastectomie să se facă cât mai rapid și cât mai eficient posibil. Nu poate decât să mă bucure o astfel de inițiativă, și sper să participe cât mai multă lume, să afle cât mai multă lume da. informațiile necesare. Revenim puțin la scurtmetraje, aș vrea să-mi spui rare și care sunt țările din care vin în acest an, uh, ce regizori sunt uh -huh. și la ce să ne așteptăm. Trebuie să știți, să știți și să știți <laughs> că uh, Clujorz este un festival internațional. Pe, în primă fază. Adică, noi acceptăm filme în, la înscrieri, care de obicei se întâmplă cu un an înainte, octombrie-noiembrie, filme din toată lumea. Deci, dacă îmi spui o țară de care nu am auzit, o să-ți spun, ă, da, cred că și de acolo avem filme. <laughs> Teoretic, anul acesta am primit peste 500 de filme. Evident că e un număr foarte mare și ne trebuie zeci de zile să le putem proiecta pe toate, să nu pentru că trebuie să, să se știe că toate filmele de la cluj sunt subtitrate și în engleză și în română. Uh, și atunci e un volum de muncă foarte mult în spate, pe de o parte. Pe de altă parte, după cum îți spuneam, reducând uh, festivalul la trei zile, a trebuit să fim extrem de exigenți. A fost o selecție da. în adevăratul sens. Adevărat, da. uh, o selecție care a durat destul de mult, a făcut să curgă sânge din ochi, privind și reprivind uh, filmele și încercând să ușurăm uh, treaba cât mai mult pentru juriu. Dar, dincolo de toate problemele din spate, problemele tehnice, uh, ca să-ți răspund și la întrebare, uh, din toată lumea, deci din toată lumea. Acum, Antarctica nu prea cred că avem pentru că pinguinul care a făcut ultimul scurtmetraj nu știu dacă a avut internet să ne-l trimită. Poate de la anul mai extindem rețeaua și da, da, da. și avem o altă surpriză. Și cam ce teme uh, abordați? Știu că o să-mi spui că sunt teme variate, da. dar uh, mă interesează dacă v-ați axat specific pe ceva la ediția de anul ăsta. Dacă da. putem să o branduim. Uh, Crush este un festival generalist. Adică, pe de o parte, pre prezentăm toată pleiada de teme posibile, adică nu ținem cont că eu uh, tema asta nu o luăm în considerare fie orice gen de film, adică poate să fie comedie, sau poate să fie de acțiune, sau poate să fie horror, sau 18 plus, de la ora 22 seara. Așa de vreme? <coughs> Glumim. <coughs> da. <coughs> Dar uh, pe baza uh, selecției, noi în fiecare an am putut observa uh, că o anumită temă prinde o mai mare amploare în ediția respectivă. De exemplu, în zona, în perioada de pandemie, evident că cam toate filmele pe care le-am primit erau cu uh, probleme de felul în care oamenii au stau în casă sau au mintoală, mintală, pe abordată da, da. de multe da, da, da. Și uh, foarte, multe foarte multe filme interesante au fost legate de, de pandemie și de felul în care oamenii continuă să comunice și să-și ducă viețile până la urmă. Bineînțeles că și anul acesta e un recul, e o chestie care revine partea de pandemie, pe de o parte, tema mare a pandemiei, dar începem să observăm un început de trend înspre zona de război. Asta o să zic că. Războiul deja de un an cam e abordat, dar cred că nu au apucat să facă filme încă, producătorii. Încă nu, nu, nu. Deci uh, le ia pentru a... un scurt metraj, într-adevăr, nu, nu durează atât de mult ca pentru un film de lung metraj, dar tot ia un an, un an jumate să faci o producție, să o duci la bun sfârșit. Dar um, așa cum pe parcursul diferitelor ediții am văzut diferite teme, cum au evoluat, tot așa și... Acum vedem probabil începutul, pregătirile de război, zvonurile de război, felul în care există informația despre război într-un film și probabil că la ediția viitoare cu siguranță vom găsi povești despre război. Țin să spun că genul filmului War, război, Uh, în general în lume, a fost într-un declin. Este într-un declin în ultimii 20-30 de ani. Adică s-au mai făcut din ce în ce mai puține filme despre război. Bine, toată lumea știe 1907-le sau alte filme de Inclusive despre război. De, cu regizorilor români. Da, da, da. Dar uh, per ansamblu, per, în total, uh, filmul de război, genul filmului de război era într-un declin. Uh, odată cu războaiele, și nu mă refer doar cel care e aproape de noi, ci mă refer și la altele din alte zone geografice. Chiar dacă nu suntem atât de interesați de ele, da, chiar dacă noi nu le, le știm granică. sau nu ajung informațiile exact. la noi. În primul filmul de scurt metraj, oamenii care trăiesc în astfel de zone uh, geografice în care se, se întâmplă o areșcare, război, vor face și vor vorbi. Noi sunt, și aici mă inclus și pe mine ca și regizor, uh, noi suntem cumva o, o oglindă. Noi, ca și regizor ne legăm în, în principal de niște. atunci când nu facem film fantastic sau horror, da? Rez, ne legăm de ceea ce se întâmplă în acea decadă, în acea perioadă de timp. Și încercăm să reacționăm la, la temele de interes din, din, acele, din acele momente. Bun, mm. uh, Rares, dacă ar mai fi ceva de adăugat în zona de evenimente conexe uh, filmului, da. ci, la ce să se aștepte participanții și cum uh, găsesc? Mm. Mi-ai spus că tot programul e pe, pe Facebook, uh, o sa, există și o aplicație, dacă nu mă știu, Nu, Shots, nu, nu, încă sau nu există. nu aveți? Nu. Parcă era în proiect. Era în proiect și a da. rămas în proiect și, și în proiect. va fi în proiect. Adică da. până când vom reuși, nu e ușor să faci o aplicație. Categoric. Dacă vrei, fac un film, dar nu mă pune să fac și o aplicație. De asta e echipa pe care o Da, am echipa. Echipa încă nu este suficient de completă, să spun așa, ca să putem să facem și aplicația, dar Bun. mă zbat pentru asta. Ce evenimente conexe uh, Am spus de vineri, cu deschiderea oficială a festivalului, cu expoziția de fotografie și cu lansarea cărții. Uh, trebuie să amintesc că și sâmbătă, tot la Cazino, vor fi două evenimente. Unul în parteneriat cu Comisariatul de Poliție, și va fi pe teme care va, va vom vorbi, vom încerca să atragem atenția asupra traficului de persoane. Vom prezenta și un film. În toate situațiile, în toate evenimentele conexe, nu se poate să nu începem cu un film. Câte că de scurmetraj, dar așa. Uh, iar pe urmă, asta, acest cel despre care evenimentul despre care am vorbit se numește, se numește Curaj, și este de la ora 17 la casino și de la ora 19. Asta sâmbătă. Sâmbătă, da, 27. Sâmbătă, sâmbătă, 27, iar de la ora 19 va fi un alt eveniment <coughs> la care am avut și eu bucuria să particip în calitate de documentarist al evenimentului. O lansare de carte din, avi, din balon. Adică lansarea cărții a avut loc într-un balon. Este vorba de porțile se închid la miezul nopții a lui Ioana Cozman și uh, va veni alături de Andrei Cuțanu și Vasile Hotea să vorbească despre carte, despre lansarea din balon și despre, uh, cum să le zic, uh, prin ceea ce a trecut screen, respectiv, cartea sau făcând călătoria în America de Sud în timpul pandemiei. Lucruri foarte interesante. <coughs> uh, sunt convins că le-am strânit interesul celor care ne urmăresc. Uh, știu că în paralel cu cluj mai avem și Dada se dă în spectacol și te las pe da? tine pe scris <coughs> să ne spui despre ce e vorba. Profit de prilej <coughs> că ești aici în studio cu noi și ne spui și despre acest eveniment. Permitem să amintesc doar legat de cluj ca să poți să închei liniștit și împăcat uh, uh, acest subiect. Oricum cu clușos vreau să închei că vreau să te întreb cât uh, costă un bilet pentru proiecție. Îmi spui și asta? Uh, vreau să-ți amintesc că există și o gală de închidere a festivalului care va fi duminică 28 tot la casino, unde ca și în toți ceilalți ani va veni Dragoș Pop să ne încânte, să glumim, dar de data aceasta nu o vom mai face în cinematograf așa cum am făcut-o până acum, ci o mutăm la casino ca între timp să putem să ciocnim -și, și un pahar de bucurie. De bucurie. De bucurie. Revenind la Dada se dă în spectacol, este titlul unei viitoare cărți care va fi prezentată la Muzeul Etnografic în 31 mai, dar este un eveniment un pic mai complex. Este o expoziție care a început de astăzi sau începe de astăzi, 24 mai, și ține până în 31, cu câteva dintre lucrările mele din zona dadaistă a lucrurilor, poate cu accent de surrealism, dar în această expoziție va avea dizolvarea la, în 31 dar atunci vom prezenta un spectacol din care am făcut și eu o parte al Teatrului Național, Țara Arde și Dada se piaptănă, mm. pentru că suntem într-un an aniversar, se împlinesc 100 de ani de la dizolvarea mișcării dadaiste din 1923. Și atunci eu și o grămadă de prieteni entuziaști ai dadaismului vrem să Celebrăm, într-un fel sau altul, această închidere. Dadaismul este singurul curent care a avut un început clar și un, și un sfârșit clar. Dar în 31, încă nu știm exact în ce ordine, vom viziona acest spectacol, va fi o întâlnire cu actorii și va fi prezentarea cărții spectacolului scrisă de Ion Pop, Ștefana și Ioan Pop Curșeu. Uh, Dada se dă în spectacol. Și este o carte care conține textul spectacolului, tradus în câteva limbi, dar și cu poze din spectacol, plus uh, câteva uh, chestiuni care țin de partea critică. O să fie o, 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 un eveniment care încheie, să spunem așa, simbolic în 2023, ceea ce s-a încheiat în 1923. Interesant. abordare. Sincer, din punctul meu de vedere, care nu sunt specialist în domeniu, invităm publicul să meargă și la acest eveniment. Da. Ultimul aspect rare, și am amintit și mai devreme, cât costă un bilet la un scurtmetraj cu shorts și în rest ce activități sunt gratuite, ce activități costă. Toate ceva evenimentele vănuț? conexe sunt gratuite, cu intrare liberă. Deci tot ceea ce se întâmplă la casino este gratuit. Poate să vină cine își dorește. La paharul de bucurie. La paharul de bucurie. <laughs> uh, în schimb la Cinema Victoria, uh, biletul va fi de 20 de lei, uh, prețul întreg, dar bineînțeles uh, cu reducere pentru studenți, elevi, uh, pensionari la 17 lei va fi. Și toate informațiile pe clueshorts.ro, clueshorts.ro și pe paginile de, de rețelele de socializare, da. acolo unde vă găsește lumea. Cea de-a 11 ediție, din nou, felicitări pentru un proiect uh, longeviv care sper să meargă cât uh, uh -huh. mai departe. Mult succes în toate aspectele organizatorice care mai sunt de pus la punct în aceste câteva zile și ne vedem la Cluj Short să aflăm. Flaviu, eu te ce aștept vorba. cu cel mai mare drag. Păi trebuie să evaluezi, nu situația. Dar trebuie da, să fie da, da, trebuie și să publicul, fi în teren, nu aici, în studio. Dacă hai o să fie și premiul presei, atunci <laughs> trebuie să. Corect. Să vedem uh, cât de. Dezvoltat este simțul critic de film. Corect. Rău și îți mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Cu drag. Te mai așteptăm pe la noi și mult succes încă o dată în toate proiectele. Eu mulțumesc. Sărunea. Vă mulțumesc și vouă, prieteni. Ne vedem pe net.